În satele din zona de munte a județului Vrancea există din vremuri străvechi un obicei al fetelor, tradiția sureției. Este un moment important în care tinerele din sat își consolidează prietenia și devin asemenea surorilor. Localnicele își amintesc cu drag de acest obicei și spun că fetele care participă la acest ritual își vor fi alături una alteia până la moarte. În a doua zi de Paște, încă de dimineață, adolescentele din satul Vrâncean Neculele pregătesc tradiția sureției, un străvechi vechi al fetelor. Tinerele se adună în casa unea dintre ele, iar ajutate de bunică pregătesc o masă cu bucate tradiționale. Printre preparate se numără și o prăjitură specială denumită pupăză, pe care o împart apoi una alteia. Când totul este pregătit în casă, își face apariția și un băiat din sat. Tradiția spune că el va trebui să le apere pe fete ca un frate. Ești surată până la moarte? Sunt surată până la moarte. Ești surată până la moarte? Sunt surată până la moarte. Ești surată până la moarte? Sunt surată până la moarte. Ești tu frate până la moarte? Sunt eu frate până la moarte. Fetele fac daruri băiatului. O încondeiată, prăjitura tradițională și o batistă cu sută de mână. Care este rolul tău? Păi rolul este să le ajut să le țin unite până la moarte. După ritual, tinerii se prind în hora suratelor. Fie cu noroc. Cine hora vrea să joace, mare, mare se va face. Femeile din sat își amintesc cu drag de această tradiție. Tanti Vergini, că așa e obicei aici la Neculele? Așa făceam și noi când eram ca fietele. Ne ajutam surori de acum, de când până la moarte, ne ajutam la orice nevoie. Indiferent ce, indiferent ce se întâmplă, trebuie să ții de surori și de frate. Odată cu acest obicei străvechi, se creează și se consolidează legătura între fetele de aceeași vârstă din sat. Tradiția se pierde însă odată cu trecerea timpului. În doar câteva sate din zona de munte a Vrancei se mai păstrează acest obicei.